zona întorsura Buzăului, activitatea principală este creșterea animalelor. Ponderea cea mai mare având-o creșterea bovinelor în microferme și gospodării tradiționale. Creșterea animalelor se face încă în manieră tradițională. De aceea, calitatea laptelui este deosebită, transformându-se în brânzeturi de marcă, recunoscute pe plan național și premiate an la rând. Domnule director, haideți să le explicăm telespectatorilor noștri care e fluxul de producție aici în unitatea asta de procesare a laptelui. Laptele preluat de la fermierii parteneri din Brașov și zona întorsurii Buzăului este transportat din ferme cu autocisterne. Lapte preluați pe zi? Media noastră zilnică este undeva la 20.000 de litri. În condiții de igienă și siguranță la temperatură de sub 10 grade, ajunge laptele la fabrică. După laptele ajunge pe aici, aceasta este cisterna care în momentul ăsta aduce laptele, da? El intră într-un tank de răcire? Laptele ajunge la poarta fabricii, unde este supus unor analize în vederea stabilirii conformității acestui lapte. Facem determinări de celule somatice. Aici se fac aceste analize? Deci chiar în laboratorul în care noi ne aflăm? Se determină numărul de celule somatice, inhibitorii antibioticele, grăsime, proteină, aciditate, temperatură. În cazul în care laptele corespunde conform reglementărilor în vigoare, îi se permite descărcarea cisternei. În cazul în care nu corespunde? În cazul în care nu corespunde, laptele este refuzat pentru descărcare, este supus distrugerii în unitățile speciale de distrugere. Lucru nedorit atât pentru noi cât și pentru fermieri, pentru că ajungem să plătim pentru distrugere mai mult decât pentru procesare. Din fericire, încercăm să facem o instruire bună a fermierilor, în așa fel încât să nu întâmpinăm un astfel de tip de probleme. După ce ajunge laptele, primește acceptul laborantului, șefului de siguranță alimentară. Laptele este trecut printr-un schimbător, printr-un filtru de impurități mecanice, printr-un sistem de răcire cu plăci și e transferat în tancurile exterioare, care se văd în afară. Noi avem o capacitate de depozitare de 36.000 de litri de stocare. Tancurile respective conferă produsului lapte, materie primă, un timp de așteptare undeva la 12 ore cu o pierdere de 0,5 și 1 grad. În tancuri ajunge la temperatura de 4 grade, urmând ca după aceea să intre pe fluxul de producție. Sistemul nostru de lucru este în ture, undeva în jur de ora 4 dimineața începe fluxul, angajații vin la firmă. Din tancurile de răcire, după cum vedeți pe manometre, deja avem cantitățile de lapte existent în fiecare tank, 5.000-2.672 de litri. Temperaturile sunt înregistrate. Laptele pe sistemul de conducte este adus în fabrică și transferat spre pasteurizator. Deci aici avem lapte care provine din tancuri. În pasteurizator se face pasteurizarea laptelui materie primă, pasteurizarea înțelegând distrugerea tuturor microorganismelor la o temperatură de 72 de grade cu o perioadă de menținere de 15 secunde. Care sunt standardele la care trebuie să ajungă laptele? Deci laptele la standardele la care? După pasteurizare sau înainte de pasteurizare? Deci după pasteurizare laptele trebuie să aibă un conținut de bacterii, de număr total de germeni mai mic de 10.000, iar celulele somatice deja nu ne mai influențează pentru că sunt distruse. Trebuie să fie încă un test ca să dovedim eficiența pasteurizării, este fosfataza alcalină. Fosfataza alcalină după pasteurizare trebuie să fie negativă, adică să nu fie prezentă acea
proteină fosfatază. Odată ajuns aici, unde mergem mai departe? Deci, pe sistemul de conducte, laptele trece prin pasteurizator, încălzit la temperatura de 65 de grade, ajunge în separator, se extrage smântâna în funcție de produs, după care, de la caz la caz, pentru produsele, pentru laptele de consum, se aplică și un procedeu de omogenizare. Omogenizare înseamnă spargerea globulei de grăsime în vederea menținerii în toată masa produsului lactat. Mă refer la lapte. Smântâna este transferată în oalele de fierbere, iarăși laptele ajunge în vanele de prelucrare. Aici. În aceste vane noi procesăm produsul telemea, cașcaval, iar în vana din spate avem brânzeturile fermentate. Trebuie să facem o diferență între brânzeturi fermentate și cașcaval. Nu sunt la fel. Bun, înțeleg că aici obține și produse bio după ce văd. Exact. În sistem, deci firma noastră este certificată pentru producerea produselor bio. În schimb, pentru a putea produce produse bio, trebuie să existe un sistem trasabil decalat în timp. În cazul în care astăzi am un lapte care vine din producția bio, nu pot să-l introduc pe flux în același moment cu produsele convenționale. Înainte de a introduce produsul bio, se face o igienizare completă a tuturor utilajelor, cât și a vanelor de prelucrare, după care se introduce certificat bio, din care o să obținem produsele bio. Ce condiții trebuie să îndeplinească laptele pentru a fi certificat bio și implicit să avem produse bio în urma procesării? Din punct de vedere al condițiilor de igienă, sunt aceleași cerințe ca și de la laptele clasic, în schimb, se pune un mare accent pe partea de producere a acestui lapte materie primă bio în fermele partenere. Fermele partenere sunt supuse unui proces de certificare de către organisme de certificare prin respectarea legislației europene referitoare la producerea produselor bio. Asta înseamnă că ei trebuie să folosească doar ingrediente bio, deci furaje bio, provenite de pe terenuri bio, cu certificare. Condiția esențială e pentru mine ca la momentul în care eu accept ca furnizor bio să-mi prezinte un certificat. Prezența acelui certificat îmi dă mie siguranța că certificatorul a făcut toate măsurile de evaluare a acelei ferme și îmi conferă posibilitatea să folosesc prin certificatul lui transferul laptelui materie primă spre certificarea mea bio de procesator. Bun, că tot am ajuns la momentul ăsta, vreau să le spuneți telespectatorilor, fermierilor, cu cât plătiți un litru de lapte în sistem convențional, respectiv bio. Prețul laptelui materie primă la noi este diferențiat pe partea de convențional în funcție de mai multe criterii. Fizico-chimic, microbiologic și cantitativ. Sistemul de negociere cu fermele partenere este afectat de modul ăsta de stabilire a prețului, existând atât prețuri de iarnă cât prețuri de vară. O mare problemă din punct de vedere al unităților procesatoare din România este acel aflux masiv de lapte în perioada de vară, când cererea de produs pe piață este scăzută, iar în perioada de iarnă fermierul ne livrează o cantitate mult mai mică de lapte, iar cererea pe piață este mai mare de produs lactat. Atunci noi încercăm să facem stocuri. Din această cauză, noi ca să reglăm partea de cheltuieli, am stabilit două prețuri, un preț de vară și un preț de iarnă. Anul trecut, de exemplu, prețul mediu de vară a fost undeva la 1,1 lei per kilogramul de lapte, iar prețul pe perioada de iarnă a fost 1,35-1,4.
în funcție de cantitate se acordă și bonusuri pe cantitate. Deci, în general, noi am încercat să determinăm fermierul să-și schimbe structura de producție, să vină cu mai mult lapte în perioada de iarnă și atunci încercăm să bonusăm acel fermier care în perioada de iarnă produce mai mult lapte decât în perioada de vară. În schimb, marea problemă pe care încă nu înțeleg fermierii noștri este că totuși prețul este stabilit de către piață. Fermierul produce o marfă, la rândul meu produc o marfă, ca acea marfă să fie transformată în bani. Cash-ul de care avem fiecare nevoie, apelăm la piață. În funcție de, de cerere și ofertă, piața ne oferă un preț pe produsul ăla. Prețul ăsta oferit de către piață este fluctuant. Asta trebuie să înțeleagă și fermierul nostru, că niciunul nu, fiecare ne gândim la ideea să ne scoatem costurile, în primul rând, după care ne gândim și la un mic profit. Dar profitul ăsta este dat și costurile le poți scoate în momentul în care transferi acea marfă în cash, în produs, în bani. Așa că, în funcție de puterea de negociere a noastră, în funcție de calitatea produselor noastre, putem să obținem prețuri bune. În funcție și de calitatea laptelui în materie primă livrată de către ferme. Și aici se observă diferența pe partea de produse bio. Din păcate, piața e destul de incipientă în România, dar laptele materie primă cu certificare bio, la momentul de față, are un preț de 2,25 de bani pe litru, per kilogram. Un preț bun. Raportat și la eforturilor fermierului, cred că acoperă costurile și le rămâne și lor un beneficiu bun. Dar, din păcate, încă nu avem o piață suficient de dezvoltată prin care, efectiv, să putem susține acest, să creștem cantitatea de, sau volumul de produse bio vândute. Bun, rămăsesem la fluxul de producție. Aș vrea să ne spuneți ce se întâmplă pe mai departe. Depinde de sortimentul de produs. În cazul în care facem cașcavaluri, în vanele de procesare se introduc culturile lactice. Noi suntem o firmă care folosim în produsele noastre doar lapte. De aceea mi se pare corect ca produsele lactate să fie făcute din lapte, nu din altceva. Deci se introduce culturile lactice, se supune laptele la un proces de maturare, după care se încheagă, urmează faza de separare a proteinei din lapte, caseina, rezultând în cazul cașcavalului un cașbașchiu, în cazul brânzetelor fermentate direct produsul finit. În cazul cașcavalului produsul caș este maturat, după care este supus procesului de topire în utilajul de acolo, după care se transformă în forme. Putem să mergem în depozitul de prematurare, unde vedem acele forme de cașcaval umplute înainte de maturare. Aici deja avem un lot de cașcaval. Produsul stă la maturare până la 3-4 zile, după care este supus unui proces de vidare și înfoliere și transferat într-un alt depozit al nostru din localitatea Arman, pentru a fi supus procesului de maturare. La momentul de față, în acel depozit avem undeva peste 80 de tone de produs, cu o perioadă cea mai mică de maturare undeva până la 3 luni. Câte specialități reușiți să produceți aici? Gama noastră mare de produse este limitată la cașcaval, brânzeturi fermentate, produse acidofile, iaurt Sana, smântână consum, smântână frișcă, unt. Spuneți-mi dacă e greu ca producător român să faci față concurenței venite de afară, pentru că sunt multe produse, unele sunt de calitate, altele sunt de o calitate îndoielnică. Dar, din păcate, de cele mai multe ori, prețul primează în alegerea cumpărătorului. Din păcate, este foarte greu
Și eu consider că suntem defavorizați la accesul pe piață din mai multe puncte de vedere. În primul rând, datorită faptului că în România, din păcate, încă la consumator mai ajung produse care, de fapt, nu respectă standardele. Aici pot să mă refer la faptul că produse așa zise din lapte, care au grăsimi vegetale și sunt expuse la raft, alături de produsele noastre care sunt din lapte, produse care provin din spațiu comunitar și sunt etichetate la raft ca produse fabricate în România din lapte românesc, pentru că avem și o lege a etichetării în care trebuie să spunem că laptele e de unde vine. Și cred că aici e vina autorităților, pentru că piața poate fi controlată și poate fi producătorul, poate fi ajutat dacă autoritățile o să controleze mult mai bine calitatea produsului existent pe piață. E foarte clar, pentru că un produs lactat în care ai numai lapte o să coste mult mai mult ca un produs lactat în care avem și altceva. Mă refer la grăsimi vegetale, la înlocuitori, proteine. Și în felul ăsta nu o să putem să concurăm din punct de vedere al prețului. Dar nu concurăm din punct de vedere al prețului, putem să concurăm din punct de vedere al calității, însă consumatorul o să acceadă tot timpul spre preț. Cam asta e optica consumatorului român, de a merge spre un produs mai ieftin. În schimb, am început, lansând această gamă de produse bio, am observat că încep să apară și acei consumatori care merg spre produse sănătoase. Și, în general, grupa de mămici, grupa de bătrâni care vor să consume mai puțin, dar să fie de calitate. Acum depinde de noi să nu le înșelăm încrederea. Să producem acele produse care cu adevărat satisfac necesitățile lor. Spuneți-mi ce ar trebui să facă autoritățile pentru dumneavoastră ca și producător român. Autoritățile ar trebui să aplice legile care sunt existente, să nu mai facă altele. Sunt suficiente. Avem legi și reglementări suficiente. Din punct de vedere al fermierului, sunt suficiente controle. Din punct de vedere al procesatorului, sunt suficiente reglementări, suficiente controle. Iarăși, producătorul în sine își asumă responsabilitatea asupra produsului livrat pe piață. Doamne ferește, există un incident, el e singurul responsabil de acel incident. Nu știu câți din noi și-ar risca siguranța familiară și să facă un produs care nu e sigur pentru consumatorul nostru român. Atunci ar trebui efectiv să verifice piața. Piața, mă refer la produsul de pe piață. Autoritățile ar trebui să creeze niște laboratoare de control al produselor alimentare care să-și facă efectiv treaba, să certifice aceste laboratoare și să scoată acele fake-uri de pe piață. Vreau să-mi spuneți despre investiția pe care ați făcut-o aici, la cât s-a ridicat? Inițial am pornit de la o investiție minimă în 1993 de 150.000 de dolari. La momentul ăla era dolarul. A urmat un upgrade la momentul integrării României în Comunitatea Europeană. Toată legislația a fost schimbată, a trebuit să retehnologizăm. Am avut un program SAPARD în valoare de 1.600.000 de euro. Și de atunci, în fiecare an, investim undeva la 200.000-300.000 de euro pe an în retehnologizare. Problema este că dacă nu schimbi tehnologia și nu ești în pas cu nou trend, ești scos de pe piață. Spuneți-mi dacă sunteți mulțumit de cum arată proiectul ăsta aflat în dezbatere publică legat de legea laptelui, pentru că, vrând nevrând, proiectul respectiv vă vizează și pe dumneavoastră, îi vizează și pe producători. E un proiect care ar trebui să vă ajute, dar nu știu dacă forma în care
îl găsim în momentul de față e cea mai potrivită? Sincer, eu consider că nu o să ne ajute deloc, din contră ne încurcă. Ne încurcă pur și simplu pentru că această lege o să se refere strict producătorului român. La momentul de față, deci ar fi un control în plus. O să punem în direcțiile agricole să verifice ce. Să ne acorde, revenim din nou la acele licențe de fabricație, când de fapt, v-am spus, producătorul are întreaga răspundere a produsului pus pe piață. Legislația comunitară e destul de clară și precisă. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară are legi, nu mai trebuie să-și facă treaba. Iarăși există un sistem de raportare foarte clar la nivelul cantităților de lapte. Deci nu văd nimic în plus adus prin această lege. Pentru mine eu o consider o birocrație în plus pentru firmele noastre. Am văzut că ați accesat și fonduri europene. Vreau să-mi spuneți despre ce e vorba, pentru că e un proiect mare, important, pe care l-ați dus la bun sfârșit. Deci am avut două proiecte europene, unul în 2007, SAPARD, 1.600.000 de euro, iarăși altul în 2014, achiziționarea unei mașini de ambalat și unei mașini de porționat cu ultrasunete, un proiect în valoare de 200.000 de euro. Vă gândiți să mai luați și alte fonduri? Mai există posibilitatea asta pentru dumneavoastră ca și procesator? Da, la momentul de față suntem implicați într-un proiect pe măsura 16-4, o asociere între un grup de producători din zona întorsului Buzăului. Vrem să creăm și să promovăm un produs local întorsurean pe carne, lapte, miere, sucuri de fructe. Proiectul și asocierea este făcută, proiectul a fost depus, acum suntem în fază de implementare. Proiectul se ridică la valoare de 100.000 de euro cu finalizare în luna septembrie. În urma proiectului o să avem un brand, o imagine, un spot publicitar, un magazin de prezentare și un loc unde turistul care vine în zona Buzăilor să poată să găsească într-un singur magazin tot ce înseamnă produse locale întorsurene. Tot angrenajul ăsta de funcționare, de producție, aduce beneficii economiei locale și economiei naționale. Dacă o să începem să devenim doar furnizori de materie primă, sunt tare curios ce o să se întâmple cu pensionarii noștri, pentru că neproducând n-o să mai avem salariați și n-o să mai aibă cine să contribuie la fondurile de pensii. Ce o să se întâmple cu materia primă din România? O să o exportăm, probabil. Cum exportăm lemnul, cum exportăm restul. Și noi o să devenim consumatori de produse fabricate cu plus valoare în alte economii. Mulțumesc tare mult, mult succes încă o dată și să ne vedem cu bine. Mulțumim, Doamne ajută să câștigăm încrederea și consumatorul român să consume cât mai multe produse românești. Și putem să spunem că produsele românești sunt bune, sigure, făcute după rețete curate. Deci noi nu încercăm să eliminăm. Noi nu am pus. Nu vrem să discutăm de clean label pentru că nu avem de ce să discutăm de clean label. Produsele noastre au lapte, culturi lactice. Sunt produse făcute de natură, în care noi venim cu ceva în plus ca să le conferim o siguranță alimentară, ca consumatorul nostru să nu suferă după consumarea lor și să-și păstreze gustul cu adevărat.